Cam mari puțin boabele astea. Da? Cam mari puțin boabele. Și am elisat pipirile astea. Am tras câteva praștii de porumb, după care mi-am dat seama că eu pot să nădesc chiar de pe pod. De acolo pescuiesc eu. Acesta e râul Siret, chiar la intrarea în țară. Dau de aici niște porumb. Bună ziua, bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. Astăzi sunt cu un grup de prieteni la o partidă de pescuit la plută, pe râul Siret. Am nădit deja într-un loc, ați văzut, am tras prima oară cu praștia, după care am urcat aici pe pod și am nădit de pe pod. Vrem să încercăm să prindem babușcă. În perioada aceasta anului urcă babușca dintr-un baraj aflat în aval, urcă pe zona aceasta babușca, iar în anii trecuți am avut partide frumoase aici. Așa că încercăm și astăzi un pescuit la plută. Am văzut și câteva atacuri când nădeam. Am și un băț la spinning cu mine. Voi încerca puțin și la spinning până se nădește, păpușca. Vedeți că a început și eu asta o rafală de vânt foarte puternică. Bate vântul din sud. E ok, ține pluta, nu ne deranjează chiar foarte tare. Vedem ce reușim să prindem. Vizionare plăcută! No. Hai, tot e fain. Avat. Avat. Mersi. Când a atacat, părea mai mare. E, dar atacat e bun, mai sunt. Ceau. La vățel l-am luat. Părea mai mare când am înțepat. De asta am strigat cu micioare. Chestie din asta, un spinner tail, elicopter, nu știu ce e asta exact. L-am cumpărat la recomandarea unui prieten pentru avat. O să mă interesez și o să las în descriere exact ce e asta. Au, ce trăsătură am avut iar. Am mai luat unul. Cred că tot avat e. Da, tot avat. Asta e parte puțin mai mare. Tot avat! Așa, puțin mai mare. Pe tine, de trecută.
cu aceasta. Salut, prinda bat. Hai, am mai avut o trăsătură și l-am ratat. Ai grijă la pe-ți. Nu, ce-a văd ți-al fel. Încă un avat frumos. Plecat. Sunt mulți obleți tare. Babușca nu trage. Nici moronașul. Așa că nu pun să fac o porție de obleți. Fac o prăjeală cu obleți. S-a mai oprit puțin vântul. Prind obleți unul după altul. Mai prind vreo 2-3 și mi ajung pentru o prăjeală. Da, da, doi odată, da, 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 am înțeles, am înțeles. Doi odată și am terminat obleți. Și două specii diferite. Bineînțeles, dar nu mă joc, eu un biban. Biban și ghiborț. Ce, ce, asta are ecresică, nu ghibor de hală. Da, 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 oba. Bravo. Uite. Asta, să vedem asta. Biban și ăsta e ghiborț. Ai grijă cum îl prins. Ăla ți-o dai? Da. Gata, ultimul oblete am de prăjeală, ne ajunge. Acum, după muncă și răsplată, obleți crocanți cu sos de usturoi, puțină omăligă cu brânză de oi, dar obleții ăștia sunt foarte buni. Let's talk about it.